Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și cred că vă amintiți capul lui Moș Crăciun, decorațiune pentru ușă. Astăzi vă voi arăta un mod în care putem să-l folosim. Din crenguțe de brad, fie artificiale, de la un brad mai vechi, fie naturale, am făcut o coroniță. A mea este din bradul artificial, însă dacă dispuneți de crenguțe de brad natural, cu atât mai bine. Deci, așa cum vă spuneam, am făcut această coroniță pe un suport de sârm mai gros, legat bine. Avem aici capul lui Moș Crăciun. Apoi am realizat aceste fundițe pe care, dacă vreți să știți modul în care se pot realiza, găsiți în tutorialul decorațiune pentru Crăciun modul de a le face, doar că eu le-am făcut mai mici, fiind adaptate măsurii coroniței. Pentru a decora aceste fundițe, globuri de culoare roșie, voi trece firul argintiu și le voi atașa fondiței. După cum am promis, mă reîntorc deci cu decorațiuni, nu toate croșetate, pentru că, așa cum vă spuneam și alte dăți, pe canalul de YouTube sunt foarte multe și nu vreau să încarc, nu vreau să creez probleme nimănui. Uitați-vă, dacă vedeți, în felul acesta am atașat globulețul la fundiță. Deci vom lega. Un mod mai inedit de a face decorațiuni. În loc să le cumpărați din magazine, vi le puteți face dumneavoastră acasă. Dacă aveți fundițe croșetate, cu atât mai bine. Eu ceea ce fac, așa cum v-am spus, fac în modul în care să nu încalc teritoriul nimănui. De asemenea, începând de astăzi, în afara lucrărilor pe care le voi face, voi încerca să fac un pic de reclamă la, între timp eu voi lucra, la canale de YouTube mai mici pe care le-am descoperit și care ar putea fi utile dumneavoastră. De exemplu, la Cucina de Zina. La Cucina de Zina mie mi-a plăcut foarte mult. Vedeți, în timp ce lucrez vă vorbesc. Acolo puteți găsi tutoriale foarte interesante despre modul în care se pot găti diferite rețete, atât din bucătăria românească, din bucătăria italiană, din bucătăria rusă, pentru că doamna Zina, din câte am înțeles, provine din Republica Moldova. De asemenea, vreau să vă sugerez canalul Bogdan Șoferul. Chiar așa se numește acest canal de YouTube. Mie îmi place foarte mult. Eu am fost abordată pe YouTube de acest băiat, pentru că este un băiat tânăr, care face călătorii, excursii în România, în toată țara. Pe canalul lui, prin intermediul imaginilor pe care el le prezintă, putem descoperi frumusețile nebănuite ale țării noastre, frumusețe pe care de multe ori nu avem ocazia să le vedem personal. Mie îmi place foarte mult și aceasta, și acest canal. Am rămas plăcut impresionată și de modul în care Bogdan explică
și prezintă totul, chiar totul. De aceea vă recomand cu căldură canalele de YouTube care aparțin ale noastre, ale românilor. Între timp eu și lucrez, după cum vedeți, decorez coronița, care apoi o voi pune ca și decor, pentru a nu crea o cacofonie, o voi pune ca și decor la ușă. Voi vedea la care dintre uși, fie la cea din fața casei, fie la ușa din spate, vedem, pentru că pentru amândouă voi face coronițe noi în anul acesta. Ați văzut cu lipiciul lichid, eu atașez aceste fundițe cu globuri pentru a da o notă de culoare, de sărbătoare, pentru că Crăciunul este o sărbătoare și noi români știm să o valorificăm în cel mai frumos mod. Tradiții precum ale noastre, ale românilor, să știți că nu am văzut nicăieri. Fiecare nație, fiecare neam, fiecare popor are tradițiile sale, însă atât de frumos ca la noi, la români, nu există nicăieri, nicăieri. Acum am aplicat acestea, vom pune și un pic de roșu pentru a da culoare. Acestea sunt niște ornamente pe care eu le-am găsit în comerț. Floarea de jos, floarea roșie, este cea pe care v-am prezentat-o câtva timp în urmă, pe care am lucrat-o două zile în urmă. Din nou, cu lipiciul lichid, voi fixa aceste decorații pe coroniță. În câteva minute putem realiza această coroniță fără prea multe eforturi și având un aspect inedit, un aspect foarte, foarte frumos, care să bucure ochiul și mai ales să ne încânte pe noi, cele care realizăm aceste ornamente pentru casa noastră. Aceasta este o biluță de scârți la care am atașat un fir de sârmă și apoi am dat cu vopsea albă. Dacă nu aveți biluțe de scârți și doriți puteți pune mărgeluțe mai mari, având bucățica de sârmă eu acum voi aplica cu aceasta, nu voi mai lipi, că nu este nevoie. Și în felul acesta, uitați-vă că încet, încet ne apropiem de sfârșitul decorării acestei coronițe, pe care apoi, așa cum v-am spus, o voi aplica la una dintre ușile casei. Și aici o biluță albă, pentru că vreau să fie mai mult sau mai puțin simetric. Sper foarte mult să îmbrățișați și această idee. De asemenea, foarte mult vreau să vă mulțumesc pentru comentarii, pentru like-uri, pentru cuvintele frumoase pe care mi le adresați. De asemenea, vreau să-i mulțumesc lui Cristi Gomoiescu. El este editorul meu. El realizează acele tutoriale cu o viteză mai mare, să-i spunem așa, în care prezintă lucrările pe care eu le efectuez. Fiind aranjate toate acestea, eu propun acum pe mijloc să aplicăm pe Moș Crăciun. Îl voi aplica pe partea din spate, dar înainte de aceasta chiar îl voi lipi.
Voi pune din lipiciul lichid pe suprafața lui, nu pe toată suprafața, doar pe părțile unde eu consider că acesta va veni atașat la coroniță. Sper să vedeți ceea ce realizez, pentru că încerc din răsputeri să fiu cât mai coerentă și să se vadă cât mai bine ceea ce realizez. Voi ține apăsat aici de desubt un pic, pentru că astfel moșulică se va lipi și vom îmbina practic un pic croșetul cu lucrările în panglică, făcând astfel o, așa cum vă spuneam, o decorațiune inedită și foarte, foarte atrăgătoare. Eu cred că vă va plăcea această idee. Am lipit un pic moșul sus. Acum voi încerca să-i dau un pic de siguranță mai mare. Voi folosi un pic de fir. La început voiam să pun fir metalic, însă voi folosi aceste mărgeluțe. Dumneavoastră puteți folosi ceea ce aveți la îndemână, ceea ce dispuneți la momentul acesta, pentru că fiecare lucrează în modul său și fiecare este dotat cu diverse materiale cu care lucrează de obicei. Eu vreau să fac aici așa această mică fundiță, să-i spunem, pentru că nu va fi chiar o fundiță, însă va da această impresie. Uitați-vă în felul acesta. Apoi voi atașa și partea cealaltă în același mod. Astfel voi ține fix moșul și îl vom putea folosi acest ornament și anul următor și în alți ani doar. Ceea ce facem, nu facem pentru un singur an. Eu cred că sunteți de acord cu mine. Ceea ce este frumos dăinuie în timp. Voi tăia și aici. Mă voi întoarce cu noi ornamente. Puteți să vă pregătiți, să fiți atente, pentru că voi veni cu noi ornamente, cu noi idei pentru masa de Crăciun. Acum este ultima sută de metri, să spunem așa, și acesta este practic momentul potrivit pentru a face astfel de lucrări. Din nou, pentru a da un pic de culoare în plus, voi încerca să mai adaug câteva din aceste biluțe roșii, aceste rămurele, și astfel voi înșela privirea asupra fundiței din mărgeluțe pe care am făcut-o. Vedeți? În felul acesta. Una aici și
și una voi pune partea cealaltă. În felul acesta. După cum vedeți, desfac un ornament și îmi creez ale mele, după ideile mele. Voi pune alt crenguță și partea cealaltă și astfel că aranjamentul nostru cu Moș Crăciun este gata. Așa, în felul acesta, voi ține un pic apăsat să se lipească, după care voi pune la ușă. Eu sper să vă placă ceea ce v-am prezentat, sper să îmbrățișați această idee pe care am avut-o cu promovarea anumitor canale de YouTube care au nevoie și ei, pentru că sunt ai noștri, au nevoie de vizualizări. Și ceea ce vă prezint nu doar pentru a face reclamă acelor persoane, le prezint pentru că într-adevăr merită, sunt canale de YouTube pe care merită să le vizionați. Eu vă aștept alături de mine, vă aștept cu un comentariu, un like, sper să vă placă. Sper să îmbrățișați ideea mea. Sunt Tatiana Andrieș, vă mulțumesc pentru atenție și ne vom reîntâlni cu o surpriză. Deocamdată vă doresc o zi frumoasă și așa cum v-ați obișnuit, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă spun la revedere!